emisiune prezentată de School of Light. Bună seara, dragii mei! Sunt Alexandru Răducanu, fondatorul School of Light. Dacă aș avea ceva talent muzical și oarecare voce, poate că ar fi fost frumos să încep această emisiune fredonind When a Man Loves a Woman, dar sunt total antitalent pe partea muzicală, așa încât rămâne doar intenția. Însă astăzi vom vorbi despre ceea ce înseamnă pentru un bărbat să iubească o femeie și care sunt 20 cele mai importante motive în opinia mea, sigur este o ierarhie subiectivă, personală, pentru care femeile eșuează în relațiile cu bărbații. Dar înainte de a intra în aceste top 20 de motive și a explica din perspectiva mea ce înseamnă când un bărbat iubește o femeie, aș vrea să fac un mic preambul, o avantpremieră sau o introducere, o precizare la această emisiune, care este una ce se adresează în egală măsură și bărbaților și femeilor, dar mai ales ție, femeie. Și ceea ce am să îți transmit înainte de toate este să ai mai multă atenție și discernământ de la cine îți iei informații legate de relații și despre cum să ai o relație împlinită cu un bărbat. Pentru că este așa o epidemie de specialiști în relații, unii care au într-adevăr un background foarte solid, au făcut studii de specialitate, au formare în psihologie, psihoterapie și așa mai departe, au sute de cărți citite, mii de ore de lucru cu clienți și așa mai departe și au o experiență în spate sau pur și simplu persoane care au o anumită experiență de viață. Dar în această epidemie și în această lume a social media în care trăim, văd și foarte multe persoane sau văd persoane poziționate în zona aceasta de coaching relațional care chiar nu au o bază din care să vorbească și din punctul meu de vedere este foarte importantă sursa din care luați niște informații. Dacă acea persoană nu are o pregătire de specialitate în zona psihologiei, psihoterapiei, coachingului și așa mai departe și nu are nici măcar o experiență de viață și relațională semnificativă, ci este doar o duduie care se îmbracă sexy și învârte niște cuvinte și poate că în viața ei de-abia au scos o doi băieți la un suc și n-a avut o relație în viața ei serioasă, n-a locuit cu un bărbat niciodată în viața ei, n-a fost căsătorită și așa mai departe. De unde să aibă ceva care să vă împărtășească cu adevărat valoros și luând de acolo să aplicați în viața voastră și să vă folosească? Dimpotrivă, s-ar putea să vină dintr-un spațiu al unei persoane care a citit niște lucruri din niște cărți, habar nu are cum să țină un bărbat în viața ei și dă niște sfaturi dintr-o zonă de super ego și super centrare pe sine care nu au cum să conducă pentru tine, femeie, la un rezultat pozitiv. Și cunosc personal astfel de cazuri, astfel de duduițe, influențărițe, cu mare succes în social media, le vezi peste tot, nu că le caut eu din adins, dar sunt all over the place, cum se spune, sunt peste tot, și care în viața lor, dacă le-a scos un băiat la două sucuri, și asta este tot, dar sunt mari experte în relații. Am închis această paranteză, este foarte importantă sursa. În ceea ce mă privește pe mine personal în această seară, vorbesc din perspectiva unui om care a făcut o facultate de profil, care a citit destul de mult în domeniu, poate nu exhaustiv, dar am citit destul de mult. A unui bărbat de 47 de ani, deci am o experiență de viață, o experiență relațională, fără să fi fost în vreun fel vreun Don Juan, nu asta a fost chemarea mea, vocația mea și ceea ce m-a interesat în viață, dar la un anumit nivel de experiență de viață, înțelegi niște lucruri ca bărbat din relația cu femeia.
Și sigur, în tot ceea ce înseamnă activitatea mea de 3 ani de zile, în care am predat o serie de lucruri, am interacționat cu sute, cu mii de femei, am auzit fel de fel de povești de viață și așa mai departe. Din toate aceste lucruri, încerc să-ți explic astăzi și să-ți împărtășesc o chintesență a ceea ce înseamnă pentru un bărbat să iubească o femeie și care sunt top 20 de motive pentru care femeile eșuează în relația cu bărbatul. Motivul numărul 1 este acela de a avea grijă de tine, de a investi cu adevărat în tine și de a deveni un trofeu. Devin acel tip de femeie la care un bărbat să viseze, să fie într-o echipare a aspirațiilor lui, dorințelor lui. Și când mă refer la asta, nu mă refer la tipul acela de fată de club care arată super sexy, sexy balamuc, cum spun eu câteodată așa în glumă. Acela nu este un tip de femeie la care un bărbat să aspire și de care să se îndrăgostească. Poate să facă o pasiune pentru un acest gen de femeie. Poate să-și dorească o aventură, poate să saliveze mai pe față sau mai pe la colțuri, dar nu acesta este modelul de femeie la care un bărbat serios, așezat, care a depășit anumite etape din viața lui, și-l dorește cu adevărat. Pentru că, sigur, una reprezintă aspirația unui tânăr la 20, 25, 30 de ani. După 30-35 de ani, băiatul se transformă sau tânărul se transformă deja în bărbat și începe să aibă alte așteptări, alte aspirații, o altă viziune. Poate că partea cu erotismul, cu sexualitatea, cu atracția fizică să fie foarte importantă la început. Și aici deschid totuși o paranteză. Este importantă pentru tot parcursul vieții, pentru că este o viață pe care o împărtășești cu acea femeie sau cu acel bărbat. Îmi spunea o persoană foarte apropiată că în tinerețe ai avut la un moment dat o discuție cu o doamnă mai în vârstă și cu înțelepciune de viață, trecuse prin viață și care spunea, măi mamă, ai grijă cu cine te măriți sau cu cine o să ai o relație foarte serioasă. Nu intra așa într-o relație cu un bărbat care nu ți se potrivește cu adevărat. Pentru că nu uita că după fiecare zi vine noaptea. Și eu în viața mea a trebuit să sufăr foarte mult în fiecare noapte și era un coșmar de fiecare dată când venea noaptea respectivă, pentru că doamna avusese o căsătorie, să spunem, poate pe anumite criterii sociale, cumva de aranjament, de a da bine în societate, de a fi bine pentru anumite criterii, știu eu, financiare, sociale și așa mai departe. Dar dacă nu ai suficient de multă atracție pentru acel bărbat și acel bărbat pentru tine, este greu de dus o relație frumoasă și o viață frumoasă. Și din punctul ăsta de vedere, da, atracția este un element care, să spunem că este cheie, este, din punctul meu de vedere, fundamentul și nu este ceva care se poate mima, nu este ceva care se poate juca, nu este ceva care poți să pretinzi că se întâmplă și nu se întâmplă cu adevărat. Pentru că acel bărbat va reacționa la tine ca femeie în funcție de atracția pe care o vei avea. Sigur că sunt anumite lucruri pe care, ca bărbat și ca femeie, le putem face pentru a ne crește atractivitatea față de celălalt. Sau să-l facem pe celălalt să se simtă mai atrași de noi. Și asta ține de o anumită grijă pe care o avem, și de aici am început de a avea grijă de tine, de o anumită grijă pe care o avem față de ființa noastră la toate nivelele. Voi femeile sunteți foarte preocupate de aspectul fizic și cumva obsedate de ideea, vai, m-am îngrășat, vai, uite, mi s-a mai lăsat pe colo, pe colo. Să-mi fac vreo intervenție, să-mi injectez nu știu ce, acid hialuronic sau botox sau mai știu eu ce, să-mi fac nu știu ce tratamente, etc. Dragile mele, fizicul este doar carcasa, este ambalajul.
Se spune să nu judeci o carte doar după coperte. În ceea ce mă privește pe mine personal, poate că asta a fost o chestiune foarte importantă pentru femeile care au știut să vadă dincolo de ambalaj în viața mea. Dar lăsând asta la o parte, sunt anumite lucruri pe care într-adevăr le putem face ca să ne creștem atractivitatea în fața partenerului, partenerii de viață. Și anume, asta înseamnă sigur și grija față de propriul nostru corp, dar înseamnă și grija față de propriul nostru suflet și foarte mult grija față de propria noastră energie. Dacă ai un corp foarte frumos din punct de vedere strict tehnic, ai acei parametri, nu știu, 90, 60, 90 sau care or mai fi acum rigorile de frumusețe, dacă te îngrijești foarte mult, dai și un ambalaj gol, lipsit de viață, lipsit de emoție, lipsit de acel ceva care generează atractivitatea, atracția ta când intri într-o încăpere și umpli încăperea cu energia ta, cu jovialitatea ta, cu bucuria ta, cu acel quelque chose care este foarte greu de transpus și de transmis în cuvinte, dar este ceva la care poți lucra. Însă, există o anumită bază de rezonanță pe care o ai la nivel vibrațional, este o anumită chimie pe care o ai sau nu o ai și pe care o poți lucra, o poți îngriji și la nivel fizic, și la nivel sufletesc și la nivel mental, apropo de a lucra această apropiere de bărbatul pe care vrei să-l ai în viața ta și cu care vrei să construiești o relație de iubire foarte frumoasă. Dar dacă diferența este din start prea mare, nu are niciun rost. Este pur și simplu o pierdere de timp, îl văduvești pe acel bărbat și de o șansă de a fi cu o femeie care îi se potrivește mai bine și pe tine de șansa de a fi cu un bărbat care îi se potrivește mai bine, forțând lucrurile. Este ca și cum, ca să-ți dau un exemplu așa mai simplu, este ca și cum tu porți la pantof mărimea, să spunem, 37 și încerci cu forcepsul să-ți baci piciorul într-un pantof mărimea 35. Poate că o să reușești în final, dar o să fie o experiență chinuită și pentru tine și pentru pantof. O să traumatizezi și pantoful respectiv și mai ales pentru tine o să fie o viață de calvar. Nu face lucrul ăsta în viața ta. Dar, pe de altă parte, ok, îngrijește-ți piciorul, talpa piciorului să fie frumoasă, pregătită din toate punctele de vedere, îngrijită și pantoful să aibă și el o experiență bună cu tine. Al doilea este faptul că la femei există cumva acest radioșanț al prejudecăților și concepțiilor limitative față de bărbați. Unul dintre lucrurile pe care le aud foarte des este că nu mai sunt bărbați buni sau nu mai sunt bărbați, s-au terminat bărbații, sau acea glumă care se spune bărbații sunt ca locurile de parcare, ori e ocupat, ori e pentru persoane cu handicap. Nu este chiar așa. Nu pleca de la această concepție limitativă și de la această prejudecată. Pe această planetă există niște miliarde de bărbați, cum există și niște miliarde de femei. Proporția este foarte apropiată de bărbați și de femei. Nu s-a terminat lumea de bărbați. Este adevărat și este o realitate că una este să începi o relație și să găsești un bărbat liber și disponibil la 20 de ani și alta este la 40 sau la 50. La 40 sau la 50, acel bărbat are un istoric. Poate că are un istoric amoros, relațional, poate și o căsătorie care a eșuat, poate niște copii, are deja un bagaj pe care îl duce după el și în orice caz nu le iei din spuma mării pe acel bărbat la 40 sau 50 de ani. Nu îl găsești la fel de liber și de disponibil cum găsești la 20. Aceasta este o realitate. Pe de altă parte, oricare ar fi vârsta la care începem o relație, nivelul la care începem o relație, trebuie să fim conștienți că fiecare dintre noi este unic și tu ca femeie ești unică, ești darul tău pentru lume și pentru lumea bărbaților. Și cu siguranță ai ce oferi unui bărbat. Din această
zonă de prea plin a ceea ce ești, având grijă de tine și fiind conștientă că poți atrage prin rezonanță în câmp bărbatul potrivit în viața ta, acela care cu adevărat să te împlinească ca femeie, să-ți împlinească toate nevoile de toate tipurile, este acolo și poți ajunge la el sau poate ajunge la tine într-o formă naturală, fără să forțezi lucrurile. Dacă pleci în această zonă de prea plin, din această credință că este acolo și va apărea, dacă pleci în zona de credință limitativă, că nu este, că este foarte greu de găsit și așa mai departe, asta va manifesta universul în viața ta. Noi obișnuim să avem profeții auto-împlinite, iar în zona relațională, într-o foarte mare măsură. Pe de altă parte, ai suficient de multă încredere în tine ca femeie, cu adevărat, nu jucată. Cunosc și femei care joacă foarte multă siguranță și încredere în ele, dar nu au cu adevărat. Și nu au cu adevărat pentru că asta o dovedește ceea ce fac în viața lor, acceptând bărbați primul venit, primul servit, cum se spune, care în mod clar sunt nepotriviți, dar dacă bifează măcar o singură cerință, au început în viața lor poate cu 100 de cerințe pe care le aveau sau de dorințe pe care le aveau cu privire la bărbatul pe care îl văd în viața lor și au sfârșit cu una, să fie disponibil sau să fie singur sau, mă rog, divorțat sau așa mai departe. Nu te opri doar la asta, pentru că viața nu înseamnă doar să fii cu cineva. Și sigur, poate că singurătatea poate să fie ceva foarte apăsător și nu vreau în niciun fel să diminuez acest lucru sau să-l subestimez, dar crede-mă, dragă femeie, nu există nimic mai apăsător decât singurătatea în doi, decât să fii cu un bărbat nepotrivit pentru tine din toate punctele de vedere, doar ca să fii acolo de mobilă și să ai sentimentul că ok, am o relație mediocră, așa chinuită și mai departe. Nu este nimic mai apăsător, pentru că dacă ești singură, în primul că rămâi deschisă către posibilitatea de a apărea bărbatul potrivit, iar al doilea, măcar dispui de timpul tău și de viața ta și nu trebuie să dai socoteală nimănui. Unde te duci, de unde vii, ce faci, ce hobby-uri ai, cu cine te întâlnești, cu cine îți petrești timpul și mai departe. Pentru că când cu un bărbat acasă care este complet nepotrivit și bifează foarte puțin din ceea ce ți-ai dori, o să fie o singurătate în doi, o viață de nefericire, dar și cu cineva cu care va trebui să-ți negociezi diverse aspecte de viață. Nu-ți ceda timpul și libertatea ta cuiva care nu le merită, doar pentru ideea de a nu fi singură o anumită perioadă din viața ta. Al treilea punct este acela de a investi în bărbatul tău. Investește timp, investește efort, investește energie, investește atenție. Ține cont de faptul că oricât de puternic ar fi un bărbat, a avut și el o mamă. Prin urmare, este obișnuit cu ideea de grijă. Asta nu înseamnă că un bărbat nu are grijă de el și nu știe să aibă grijă de el. Dar este un anumit plan sau un anumit aspect în care bărbatul a crescut cu lucrul ăsta, pentru că a avut și el o mamă, a fost crescut de o femeie. Și undeva în subconștientul lui există această nevoie, o formă de grijă pe care să o ai ca femeie față de el. Și asta este un al doilea punct. Dar în zona de investiție există și această concepție, dacă el nu investește suficient de mult timp, atenție, iubire, dedicare și mai departe, să nu investesc nici eu, să nu fiu eu mai prejos, să nu fiu eu în dezavantaj. Nu este o competiție, draga mea femeie. Dacă îți dorești cu adevărat o relație împlinită, o relație valoroasă, fă tu primul pas și investește tu. Dă tu tot ce poți. Nu înseamnă că
este musai să se întâmple așa, că totodată este bărbatul cel care face primul pas. Eu ce vreau să spun este, nu sta blocată în ideea că dacă bărbatul nu face primul pas, dacă bărbatul nu investește de la început sau la un anumit moment suficient de mult timp, atenție, iubire, dedicare și așa mai departe, grijă, etc., să nu investești nici tu ca să stai la even keel, cum se spune în limba engleză, cumva să fie echilibrate proporțiile de pierdere pe care le poți avea. Deci investește în bărbatul tău și dă 100% din ceea ce ești și poți tu fi tu ca femeie și rămâi receptivă să primești. Dar mai multe despre ce înseamnă pentru un bărbat să iubească o femeie și care sunt motivele pentru care femeile eșuează cel mai des în relații, după o foarte scurtă pauză publicitară revenim. Emisiunii de astăzi este Atunci și Acum și vom vorbi despre școală și viață. Un subiect de creștere pentru un business și promovare. Discutăm despre felul în care se plasează România în structurile internaționale. Este un război hibrid. Nu avem momentan nicio invazie, a trecut și ora 3. Sunt Paul Gaborilescu și voi pilota această emisiune printre stele. Suntem împreună într-o zi specială în care vorbim despre iubire. Ești pregătit pentru o viață prosperă astăzi? Știai că abundența și bunăstarea pot fi de partea ta? Există un timp al poveștilor, iarna, că nopțile sunt ani de lungi și ai vreme și să lucri și să stai la cuvânt. Vom face o emisiune în care vorbim despre litere, despre astrologie cabalistică, despre capacitatea sufletului. Terapia prin dans. Ca să fiu sinceră, vă mărturisesc că nici nu știam că există așa ceva până n-am cunoscut-o pe Loredana Larionescu. Bună seara, Loredana! În această seară mi-am dorit să deschidem o ușă. Astăzi discutăm despre mituri în gastroenterologie. O emisiune cu misiune care dorește să vă dezvăluie cât mai multe dintre tainele neștiute ale acestei țări. Vreau să vorbim astăzi despre construcție, despre ce trebuie făcut pentru ca în România să construim. Despre vizitele prin toate marile capitale ale lumii, parcă trăim așa într-o lume tripolară. Vă spun că răul se întâmplă câteodată în viața noastră pentru a ne ajuta să apreciem binele, pentru a ne ajuta să înțelegem ce înseamnă binele în viața noastră. Cum poate ajuta telemedicina? Cum îi pot susține asigurările de stat și asigurările private? Ce căi și soluții are bolnavul? Dacă ne-am despărțit de cineva, nu înseamnă că ne-am despărțit de iubirea cu I mare. Dacă a plecat un prieten de lângă noi, nu înseamnă că prietenia dispare. Despre piețele financiare, piețele de capital, fenomene macroeconomice, inflație și tot ce ține de acest spectru. Vorbim despre interacțiunea cu cursanți, cursante și a acorda unele consultații private, a înțelege
cu ce se confruntă în general bărbații și femeile în relații. Așadar, un alt punct pe lista pe care vreau să ți-o împărtășesc astăzi este aceea de a crede în bărbatul tău. Crede cu adevărat în el, în iubirea lui, în onoarea lui. Nu te pune automat într-o poziție de suspiciune și aproape de a vâna greșeli, de a te aștepta că o să constați de fapt că nu te iubește, că o să constați de fapt că poate e atras de alta sau se uită după alta, că ai motive de gelozie, de suspiciune și așa mai departe. Nu aborda acea atitudine a profesorului, profesoarei de școală care vânează greșelile la elevi. Abordează dimpotrivă acea atitudine a antrenorului, a trainerului care are foarte multă încredere în sportivul cu care lucrează sau persoana cu care lucrează. Dă-i credit cu adevărat bărbatului tău dacă tu ești cea care l-a ales. Dacă l-ai ales în lumina unor rezonanțe, a unor valori, a ceva ce ți-a plăcut și te-a atras la acel bărbat. Crede cu adevărat în iubirea lui, în loialitatea lui, în onoarea lui și deschide-te. Din acest spațiu de deschidere, bărbatul se va deschide și el, se va apropia și el. Dacă undeva în subconștientul tău tu stai la pândă să se întâmple ceva rău, cumva așteptându-te că n-are cum să fie o relație frumoasă și împlinitoare pentru tine și sigur bărbatul acela o va da în bară cu ceva și o să-l prinzi tu cu cioara vopsită, e bine, automat îl vei pune și pe el într-o situație defensivă. Nu neapărat musai că îl vei face să facă greșeli. Acolo ține și de liberul arbitru, de discernământul și de maturitatea bărbatului. Dar dacă tu stai închisă și în defensivă și crispată, odată că nu îi oferi acelui bărbat tipul de energie, de suport, de deschidere de care el are nevoie și al doilea, nu creezi premisele ca el să facă același lucru. Și chiar că bărbatul respectiv este în mod autentic atras de tine, chiar dacă în mod autentic are sentimente pentru tine, hai să spunem, nu neapărat că te iubește, poate că este un cuvânt prea mare și de care bărbații fug, dar niciun bărbat nu intră cu adevărat într-o relație fără a avea niște sentimente față de acea femeie sau fără a le dezvolta. Nu suntem nici noi bărbații niște brute, nu suntem taurii comunali de la primărie, să fim interesați doar de sex, așa mai departe, așa cum este în folclorul popular. Da, asta este o dimensiune care, în general, pare mai importantă pentru bărbați decât pentru femei, cel puțin într-o formă mai vizibilă. În sensul că bărbații și-o comunică sau și-o manifestă poate într-o formă mai vizibilă, asta pe de-o parte, iar pe de altă parte, poate că și fiziologia bărbatului este de așa natură că are într-o mai mare nevoie o presiune pe zona aceasta de relație fizică decât are o femeie. Femeia poate mai degrabă să-și dorească o relație erotică, dar să nu aibă o nevoie. Nu, cel puțin nu într-o formă atât de presantă cum este la bărbat, în lumina fiziologiei sale. Dar asta fiind spus ca o paranteză, pentru că vreau ca această prezentare să fie foarte, foarte onestă, în care să nu prezint lucruri nereale, nerealiste și să vopsesc într-o culoare prea frumoasă niște realități ale vieții. Nu, aceste realități ale vieții există, dar dincolo de ele există și sentimentele pe care bărbatul le are și le poate dezvolta dacă tu ca femeie creezi cadrul ca el să se manifeste, ca el să se deschidă. Poate că este mai greu unui bărbat să se deschidă din punct de vedere emoțional, să fie foarte tandru. Poate că a avut și el experiențele lui nefericite și așa mai departe. Și poate că a învățat să fie mai rezervat, mai închis, simțindu-se poate mai în siguranță așa. Dar dacă tu ca femeie nu stai la pândă să-i pândești cu degetul, cu bățul în mână, greșelile și te deschizi, îl vei deschide cu siguranță și pe el. Nu confunda și nu pune semnul egal și nu face o prioritizare greșită între loialitate și fidelitate. Am cunoscut femei care pun foarte mult accent pe ideea de fidelitate și să nu se ducă cu alta și așa mai departe. Într-un context în care cumva există această
judecată, că bărbații sigur mai calcă strâmb, se mai duc în stânga și în dreapta, sau în general nu ratează nicio ocazie care li se ivește. Ar fi multe de comentat aici, nu este chiar așa, dar nu sunt într-o zonă de a lua apărarea bărbaților sau de a spune că bărbații sunt niște uși de biserică, niște sfințișori și doar femeile îi percep ca fiind niște destrăbălați sau niște porci, cum se spune așa de multe ori între femei, că toți bărbații sunt niște porci. Nu, nu este chiar așa, însă pentru bărbat, loialitatea este o valoare mult mai importantă decât fidelitatea. Și acolo unde el își arată cu adevărat sentimentele pentru tine ca femeie este într-o zonă mai degrabă de loialitate decât de fidelitate. Ceea ce nu exclude fidelitatea și nu înseamnă că trebuie să tolerezi dacă bărbatul respectiv îți este infidel și așa mai departe. Nu este un îndemn în sensul ăsta. Dar este împărtășire de ceea ce este cu adevărat important din perspectiva mea. Și un bărbat loial va ști să fie lângă tine când îți va fi greu. Un bărbat loial va ști să te ajute să crești, să te dezvolți în viață. Un bărbat loial va ști să te facă fericită. Poți să ai un bărbat fidel, să fie ca un cățeluș din ăla de picioarele tale, să nu te ajute la nimic, să nu fie nicio contribuție în viața ta. Învață cumva să vezi ce este cu adevărat important pentru tine și să nu prioritizezi sau să nu pui un accent exagerat pe niște lucruri care nu sunt foarte importante. Nu îl critica, educă-l. Ca femeie, ai de foarte multe ori poate acest impuls sau această tendință de a critica bărbatul. Asta îl pune într-o zonă defensivă. El are nevoie să fie educat. Și este învățat să fie educat pentru că, așa cum am spus, a avut și el o mamă. Dar educă-l. Educă-l dintr-un spațiu de blândețe, de iubire, de femeie care vrei să fii mândră de bărbatul tău. Și atunci împărtășește din experiența ta de femeie, poate tu ca femeie te-ai maturizat sau te maturizezi mai repede, poate prinzi mai bine niște lucruri, poate ești mai conștiincioasă, mai abilă cu anumite aspecte practice de viață. Educă-l, nu-l critica. Îmi împărtășea un bun prieten că la un moment dat l-a văzut soția lui punând niște rufe în mașina de spălat și l-a criticat că nu știu ce nu făcea cum trebuie. Și spunea, Alexandru, nu puneam rufe colorate cu rufe albe sau ceva de genul ăsta, catalog, știu și eu, dar nu știu, nu mai țin minte exact ce nu i-a convenit. Și el, știi ce? Ia de acum încolo fă-ți singură, că nu mai spăl nicio rufă. Și n-a mai spălat. Deci, ideea este că bărbatul este deschis să le duci. Vrea și el să fie un bărbat mai potrivit pentru tine. Vrea și el să aducă mai multă valoare în casă, în relație și așa mai departe. Dar depinde foarte mult tonul pe care o faci, atitudinea cu care o faci. Nu o face cu atitudine de superioritate, nu o face dintr-o zonă de agresivitate, de reproș și așa mai departe, ci pur și simplu de împărtășire a unei experiențe pe care poate tu o ai ca femeie, ca om, ca expert într-un domeniu, nu contează, și în care vrei să aibă și el parte de expertiza ta și îl educi în sensul acesta. Învață-l pe bărbat să înțeleagă cum să te facă fericită. Și în pat, și în viață. N-are de unde să știe. Tu ești unică ca femeie. Poate că a avut și el experiențele lui ca bărbat mai reușite sau nereușite până să te întâlnească pe tine. Dar n-are de unde să știe, nu o să fie telepat. Apropo, eu sunt unul dintre cei mai telepați bărbați pe care vreodată îi vei cunoaște pe această lume, chit că pe această cale a audiovizualului. Sunt într-un top de telepatie. Crede-mă că nu pot nici eu citi întotdeauna ce simte și vrea o femeie. Trebuie să-mi spună în cuvinte. Poate că am o anumită intuiție mai dezvoltată. Poate că reușesc să intuiesc prin pregătirea mea și prin sensibilitatea mea poate ceva mai mult decât alți bărbați. Dar nu există pe lumea asta vreun bărbat care să știe așa din stratul de ozon ce vrei tu ca femeie. Și crede-mă, dacă eu ca bărbat antrenat 30 de ani în domeniul extrasenzorial și cu anumite calități și dotare în acest sens nu pot, nu poate nimeni. Deci, educă-l și spune-i în cuvinte ce te face fericită. Pentru că fiecare femeie este unică și pe tine te vor face poate fericite alte lucruri, alte gesturi, alte experiențe, alt mod de a se comporta decât au făcut-o pe o altă femeie care a fost în viața lui și poate este obișnuită altfel. Și în loc să
fii frustrată că lucrurile nu merg în direcția pe care tu ți-ai dori-o, arată-i cum să te facă fericită. Acel bărbat își va dori din toată ființa lui să te facă fericită. Dacă acel bărbat are sentimente pentru tine, încă o dată, nu spun cuvinte mari, te iubește. Ok, poate că asta este o declarație mult prea mare și poate se spune doar la starea civilă sau știu și eu. Dar dacă acel bărbat are sentimente pentru tine, își va dori să te facă fericită. Asta îi crește lui ca bărbat încrederea în sine, îi crește puterea, îi crește stima de sine. Pentru el este un eșec personal să te vadă nefericită. El vrea să te facă fericită, dar arată-i, pur și simplu arată-i cu cuvinte, cu gesturi și dintr-un spațiu de împărtășire, de sinceritate, de autenticitate, de bucurie, nu dintr-un spațiu de reproș, de critică, de frică, de dezamăgire și așa mai departe. Nu te mulțumi cu bărbatul nepotrivit, încă o dată, doar pentru că este primul venit și pentru că s-a întâmplat să-l aducă cineva la o masă și să ți-l prezinte, sau știu și eu. Și pentru că bifează un criteriu că, nu știu, este singur sau divorțat sau whatever, este suficient. Nu! Am mai punctat acest lucru. Vei fi nefericită 99% din timpul tău dacă ești cu bărbatul nepotrivit. Așteaptă! Așteaptă, poate că o să fii nefericită jumătate de an sau un an sau trei luni până apare o persoană mai potrivită sau potrivită, decât să iei primul venit și să te asiguri că plătești o poliță de nefericire pentru restul vieții, fiind cu bărbatul nepotrivit. Fă loc în viața ta bărbatului potrivit. Știu o femeie care spunea, da, îmi doresc foarte mult o relație, îmi doresc să fiu fericită, îmi doresc să fiu iubită, dar am copii mici și trebuie să am foarte multă grijă de ei, am un serviciu solicitant, luni mă duc la dans, marți mă duc la yoga, miercuri mă duc la mall, joi mă duc nu știu unde și așa mai departe. Păi unde să mai intre bărbatul ăla în viața ta? Chiar dacă ar fi un bărbat care te-ar iubi sau ar avea sentimente într-un mod sincer și poate că ar fi bărbatul potrivit pentru tine. Dar unde să intre în viața ta dacă viața ta este full precum un dulap plin cu haine în care nu mai încape nici măcar o batistă? Pentru a apărea acel bărbat în viața ta, trebuie să-i faci loc. Niciun spațiu plin nu mai permite să vină ceva nou în acel loc. Ține cont de faptul că și bărbații tânjesc după iubire, așa cum tânjești și tu ca femeie. Nu suntem niște brute interesate doar de fotbal, de bere și de sex. Ok, poate că există și această categorie de bărbați. Dar chiar și în acea brută de bărbat, ca așa cum o numești, există undeva o nevoie de afecțiune. De un tip sau altul. Dar un bărbat mai educat, mai rafinat și așa mai departe, tipul de bărbat pe care poate tu ți-l dorești în viața ta, nu neapărat, pentru că, mă rog, am văzut că fiecare femeie are propriile sale gusturi și normal m-am crucit de gusturile pe care le au unele femei în materie de bărbați. Tipul de bărbat pe care cel mai probabil îl dorești în viața ta, tânjește și el după iubire. Nu pleca de la premisa că acel bărbat nu poate avea sentimente, nu își dorește iubire și mai departe. Dă-i spațiul, dă-i ocazia, dă-i prilejul, dă-i contextul să te iubească, să-și manifeste sentimentele, să poată să aibă acea vulnerabilitate în care să-ți arate că te iubește. Pentru un bărbat învățat să fie puternic și așa mai departe, să-și asume o anumită vulnerabilitate, nu este un lucru ușor. Iar aș manifesta sentimentele reale poate fi pentru un bărbat o formă de vulnerabilitate pe care nu și-o manifestă cu ușurință, dar te asigur că o formă în oglindă față de nevoia ta de a fi iubită ca femeie, o are și acel bărbat de a iubi și de a se simți iubit. Și ține cont de faptul că și bărbații au dimensiunea lor de sensibilitate. Ai grijă cu ce cuvinte arunci, pentru că femeia este de multe ori foarte slobodă la cuvinte.
Uneori sunt niște femei micuțe de 1,50 m, dar cu o gură foarte mare. Nu la propriu, la figurat, în sensul că compensează cu ceea ce spun la supărare sau așa mai departe, că poate nu sunt foarte puternice și impresionante fizic. Bărbații au sensibilitățile lor și sunt anumite puncte foarte sensibile pentru un bărbat pe care dacă le atingi, îl vei răni foarte profund și va rămâne o cicatrice acolo și nu va uita niciodată. Nu poți lua înapoi niște cuvinte pe care le-ai aruncat la supărare. Prin urmare, nu te apuca la supărare să spui orice și să verși orice. Și gândind că oricum e un nesimțit și nu contează, nu este așa. Bărbații au și sensibilitatea lor. Poate că sunt alte lucruri pe care, care îi ating. Nu-i compara cu alți bărbați din viața ta și mai ales într-o formă care să-i pună în inferioritate. Nu le jigni bărbăția, nu le jigni masculinitatea, nu le jigni aspirațiile și așa mai departe. Sunt lucruri foarte delicate și sensibile pentru un bărbat. Oricât de puternic ar fi acel bărbat. Bărbatul are această nevoie să fie erou. Există o dimensiune eroică în fiecare bărbat. Nu degeaba noi bărbații vrem să ne ducem la tot felul de filme cu supereroi și așa mai departe. Pentru că există în noi, undeva în adâncul nostru, această nevoie, această necesitate a eroului din nou, din noi de a ieși la suprafață. Și care sigur se regăsește sau cumva se vede în ochii eroului de pe ecran. Bărbatul vrea să fie eroul tău. Bărbatul vrea să facă acte și fapte eroice pentru tine ca femeie. Fie acea femeie pentru care bărbatul să-și dorească să fie un erou. În poveștile de demult, prințul, făt frumos și așa mai departe, mergeau până la capătul lumii pentru Ileana Cosânzeana, pentru prințesă și așa mai departe. Bărbații chiar adoră să treacă prin încercări, prin greutăți, să facă eforturi și să primească premiul la sfârșit. Premiul nu este musai o partidă de sex. Premiul este lumina din ochii tăi. Este bucuria, este fericirea ta. Este felul în care te uiți la el ca la bărbat, ca la un soare sau ca la ceva foarte special. Și fă din acel bărbat să se simtă cel mai important bărbat din lume sau cel mai important bărbat pentru tine, cel mai special bărbat pentru tine din lume. Și la rândul lui, el te va face să te simți cea mai specială femeie. Poate că nu este cel mai frumos, poate că nu este cel mai deștept, poate că nu este cel mai bogat, poate că nu este cel mai. Și poate că nici tu ca femeie nu ești. Dar arată-i prin felul în care te porți, prin ceea ce vede pe fața ta, în ochii tăi, în zâmbetul tău, în momentul în care îl întâlnești prin casă sau oriunde ați fi. Din energia și din bucuria ta, arată-i că este cel mai special bărbat. El nu este un tâmpit care să realizeze că nu sunt alți bărbați mai frumoși, mai deștepți, mai bogați sau mai frumoți decât el. Realizează lucrul acesta. Dar îl va împuternici foarte mult că pentru tine, ca femeie, el este cel mai special bărbat. Și va face acest lucru pentru tine în reciprocitate. Și sigur că și tu realizezi că poate sunt alte femei mai tinere, mai frumoase, mai deștepte, mai bogate, mai breze. Dar apreciezi foarte mult că acel bărbat te face să te simți ca fiind cea mai specială femeie din lume. Iar bărbatul potrivit pentru tine și acela care te iubește cu adevărat te va face să te simți cea mai specială femeie din lume, unica. Nu doar o femeie. Susține-l moral și ajută-l în proiectele și în aspirațiile lui. Pentru un bărbat susținut de energia femeii lui, nu există limite. Pleacă să cucerească lumea. Dar bărbatul are nevoie de credința femeii în el. Și din potrivă, necredința femeii în el îi taie avântul, îi taie picioarele. Și susține-l, ajută-l cu ceea ce poți tu ca femeie. Fiecare dintre noi avem abilități complementare.
De foarte multe ori, bărbatul este foarte creativ, este foarte vizionar, este foarte puternic, dar este neîndemânatic poate cu anumite lucruri de finețe, de meticulozitate, de răbdare, lucruri mărunțele care trebuie făcute și în care îl poți ajuta tu ca femeie. În limita timpului tău, în limita disponibilității tale și așa mai departe. Dar este important punctul 1 să simtă că ești acolo lângă el. Și punctul 2 poate chiar să-ți aduci contribuția într-un mod concret și să fiți echipă. Vorbea Will Smith în biografia lui despre un cuplu care îi plăcea foarte mult, un basketbalist foarte bun, foarte talentat și soția lui. Și spunea că cei doi, cuplul ăla, făceau parte din echipa care îl duce pe el în NBA. Asta era motoul lor. Adică cumva aveau un anumit obiectiv și tot ceea ce făceau ca și cuplu erau în jurul acestui obiectiv. Ei sunt echipa care îl duce pe el în NBA și ducându-l în NBA, sigur, ajungea foarte bine plătit, foarte de succes, ceea ce le-ar fi asigurat viață foarte frumoasă. Și asta își dorea și Will Smith cu partenera lui de viață la un anumit moment, să fie echipa care îl face pe el să fie cel mai de succes actor de la Hollywood. Să funcționeze împreună. Bărbatul are nevoie de așa ceva. Și în cazul lui Will Smith s-a dovedit ce înseamnă o vulnerabilitate în relația emoțională și o femeie care nu are suficient de multă încredere în el, care nu are... Nu-l validează suficient de mult ca bărbat și atunci trebuie să facă lucruri poate exagerate sau nepotrivite pentru a compensa astfel de lucruri. Învață să-i dai spațiu. Tu ca femeie nu ai foarte multă nevoie de spațiu. Tu ca femeie ești obișnuită chiar să-l primești pe bărbat în viața ta și chiar și în trupul tău. Ai alt spațiu de primire a bărbatului, de acomodare a bărbatului. Bărbatul, pe de altă parte, are nevoie de un anumit spațiu personal. Asta nu trebuie să fie luată ca o jignire a ta ca femeie, să te simți cumva respinsă și așa mai departe. Este pur și simplu o nevoie a bărbatului, cum are nevoie să mănânce, să se hidrateze, să respire. Are nevoie și de un anumit spațiu psihologic din când în când. Fie să stea singur în energia lui, în gândurile lui și așa mai departe, să se reculeagă, în vizuina lui, cum se spune, fie pur și simplu poate să aibă alte îndeletnice cu alți bărbați sau să meargă la activități mai masculine. Dă-i acest spațiu, dă-i acest timp. Îl vei împuternici, dacă nu îl dai, îl vei frustra, se va simți sufocat, se va simți sub apuc, se va simți într-o pușcărie în relația cu tine și la un moment dat nu va mai suporta și va vrea să iasă de acolo. Învață să-i dai spațiu. Bărbatul nu va sta acolo mai mult decât este cazul și decât simte el. Și când va simți să iasă de acolo, va veni și te va căuta el ca și bărbat. Nu forța etape în relație. Nu te aștepta să te ceară în căsătorie a doua zi după ce dimineața, după ce ați petrecut prima noapte împreună. Lasă relația să crească într-un mod natural. Bărbații au o frică de angajamente. Poate că în ziua de astăzi mai mult decât alte dăți. Când pentru a avea o relație cu o femeie trebuia să fii căsătorit cu ea acum 100 de ani sau 50 de ani. Acum nu mai este așa. Și bărbații, pe de altă parte, au dezvoltat o anumită frică de atașamente. Dă-i pur și simplu spațiu să crească acest lucru. Învață să fii disponibilă pentru bărbatul tău și să-i arăți că este o prioritate pentru tine și el te va face la rândul lui o prioritate pentru a ta în viața lui. Când te iubește, un bărbat va face orice efort necesar pentru a-ți demonstra acest lucru. Dă-i șansa, posibilitatea și cadrul să te iubească. Îți mulțumesc foarte mult. Dacă vrei să ai și niște instrumente utile, practice, în lucrul pe relații, dintr-o perspectivă energetică și spirituală, nu doar de informații, te invit în mod gratuit în grupul de Telegram School of Light, unde lunar am mai multe webinarii gratuite, dintre care unele sunt și de lucru pe relații. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă invit să renunțați de programele Canal 33.